Bibliotecile nu par să mai fie pe gustul românilor. Aceste instituții sunt vizitate de un număr tot mai mic de persoane, iar cei care le trec pragul preferă să împrumute cărțile și să le citească acasă. Marea majoritate a românilor însă nu mai citesc deloc. Ultimul studiu efectuat de specialiștii Institutului Național de Statistică arată că dispar bibliotecile din România. În 2016 au fost închise 279 de unități. Cea mai accentuată scădere o înregistrează bibliotecile școlare, care sunt acum cu 208 mai puține. Conform aceleiași cercetări, cei mai studioși dintre români sunt ieșenii. Astfel, în județul Iași s-au înregistrat cele mai multe volume împrumutate unui utilizator activ la bibliotecă. Un locuitor al acestui județ împrumută 15,7 volume pe an. De cealaltă parte se află județul Ilfov cu 4,6 volume împrumutate pe an. Bibliotecile universitare s-au dovedit a fi pe primul loc în rândul acestor instituții în ceea ce privește numărul volumelor împrumutate. Urmărind acest criteriu, pe următoarele poziții s-au clasat bibliotecile județene, apoi cele municipale și orășenești.